În proiectul de astăzi vom vorbi despre circularul de mână cu acumulator de la SKILL, modelul 3520. Dacă mergem pe site la SKILL, putem vedea că sunt două configurații. Practic există același model, numai că unul este CA și unul este AA. Diferența între ele este că unul nu are acumulator, iar celălalt are acumulator. Iar diferența de preț se poate observa accesând magazinele partenere de unde se pot achiziționa. Noi avem modelul fără acumulator, însă înainte de toate ar trebui să discutăm despre acești 20 VMAX care găsim pe cutie. Acești 20 VMAX înseamnă că acest circular funcționează cu un acumulator de 20 de volți, însă acești 20 de volți sunt prezenți doar atunci când acumulatorul este încărcat complet. Acumulatorul are 5 celule, fiecare celulă câte 4 volți. În momentul în care acumulatorul se consumă 25-30%, atunci valoarea nominală scade la 18 volți, adică 3,6 volți pe fiecare celulă. Circularul este într-adevăr fără fir și folosește un acumulator litiu-ion, iar în cazul nostru, conform a ceea ce scrie și pe cutie, acumulatorul nu se va găsi înăuntru pentru că se achiziționează separat, din cauza că această sculă face parte din Energy Platform, adică toate aceste scule pot fi folosite cu același acumulator. Pe lângă aceste Energy Platform putem vedea că mai avem și alte lucruri interesante cu care producătorul se laudă că a brevetat anumite tehnologii speciale pentru a proteja acumulatorul și a-i crea o durată de viață mai lungă, însă despre aceste detalii puteți citi pe site-ul producătorului skill.ro. Ce este de reținut este faptul că odată cumpărat un acumulator, dacă avem mai multe scule, putem să-l folosim cu toate sculele. Așadar, dacă o să deschidem cutia circularului nostru, pe lângă faptul că nu o să găsim un acumulator sau un încărcător înăuntru și bineînțeles că vom găsi circularul, în plus față de acestea vom găsi un adaptor pentru aspirator, în cazul în care vrem ca rumegușul să fie aspirat direct de un aspirator, un sac pentru colectare rumeguș, în cazul în care dorim să colectăm rumegușul în acest sac, este foarte interesant conceput, cu un fermoar cu ajutorul căruia putem să îl golim și să îl refolosim, un disc pentru lemn de 165 de mm cu 24 de dinți placați cu wolfram și un adaptor pentru tăiere paralelă. Materialele folosite pentru construcția acestui circular ne-a lăsat o impresie bună. Pare să fie foarte bine închegat, compact și are așa o anumită greutate. Când îl ții în mână, pare să fie o sculă serioasă. Pe eticheta respectivă putem vedea tehnologiile de care discutam mai devreme, însă mai mult decât atât putem vedea că avem o garanție de 3 ani, atât pentru sculă cât și pentru acumulator. Când vine vorba de funcționalitate, putem vorbi în primul rând de ajustarea adâncimii de tăiere. Se face foarte ușor, așa cum ne este prezentat și pe cutie. Putem vedea pe acest gradaj unde putem ajusta adâncimea de tăiere, însă noi am tăiat o scândură mai groasă de atât, iar circularul nu a avut nicio problemă să treacă cu cei 54 de milimetri prin ea, mai apoi să întoarcem scândura și să continuăm tăierea, de fapt să dublăm tăierea pentru a finaliza. S-a descurcat foarte bine. Iar în situația în care dorim să ajustăm adâncimea de tăiere, cum spuneam, acest lucru se face foarte ușor. Putem vedea în acest exemplu unde am trasat și am tăiat toate scândurile la un capăt, iar când am ajuns într-un moment în care puteam să tăiem în altceva ce nu ne doream să tăiem, ne-am oprit pur și simplu, am ajustat adâncimea conform a ceea ce vroiam să tăiem. A fost ceva mai puțin decât 40 cum am văzut în imagini, însă după ce am ajustat, ne-am reluat tăierea, iar aceasta a fost făcută în siguranță fără să tăiem prin ceea ce nu ne doream să tăiem. Următorul lucru este înclinarea mesei de tăiere și aceasta poate să fie până la 50 de grade, iar ne este specificat faptul că la 45 de grade poate să taie undeva la 44 de milimetri. Și această ajustare poate să fie făcută foarte ușor. Din păcate nu am făcut un test cu înclinarea mesei. Mai apoi, pe aici putem să punem ghidajul pentru tăiere paralelă, care l-am folosit cu succes pentru a tăia o scândură de 45 de milimetri. Că tot vorbim de ghidaje, circularul are în față o suprafață din plexic, probabil dintr-un plastic transparent marcat cu două dungi roșii, ceea ce te ajută foarte mult pentru a vedea un eventual trasaj pe care l-ai făcut.
Noi am testat și acest lucru și l-am folosit cu succes și pare să fie foarte util pentru că poți vedea tot timpul marcajul care trebuie să-l faci. Iar acest lucru a fost testat atât la sol, însă și pe o scară, cocoțat pe un acoperiș. Faptul că mașinăria este destul de ușoară și ergonomică probabil ajută foarte mult pentru a tăia drept. Nu am avut nicio problemă să facem aceste mici lucruri și ne declarăm mulțumiți de rezultatele pe care le-am putut obține cu acest circular. Tot timpul la îndemână și destul de bine asigurată, putem găsi o cheie imbus cu ajutorul căruia vom desface șurubul care ține discul. În momentul de față el nu este încă instalat, iar pentru a desface șurubul va trebui să apăsăm acest buton care va bloca axul. Odată ce l-am apăsat, apoi putem să răsucim către dreapta pentru a desface șurubul, iar mai apoi, după ce am îndepărtat șurubul, avem o șaibă cu ajutorul căruia este susținut discul de 16 mm. Vom vedea că pe disc avem un marcaj atât pe disc cât și pe apărătoare, iar acestea trebuie să le potrivim pentru o instalare corectă. Acum, pentru asigurarea discului, tot ce trebuie să facem este să repoziționăm șaiba și șurubul în ordine inversă desfacerii, iar tot ce ne rămâne de făcut pentru a-l putea pune la treabă este să instalăm un acumulator. Acesta se va instala aici și după cum se vede, acumulatorul nostru achiziționat separat are o capacitate de 4 amperi, însă el poate fi achiziționat și în alte dimensiuni, 2, 2,5 sau 5. După cum se vede, el ne vine furnizat cu un încărcător rapid, ceea ce înseamnă că putem să încărcăm 25% din capacitatea acumulatorului în doar 10 minute. Acesta este încărcătorul rapid de care vorbeam, iar acesta este acumulatorul de 4 amperi. După cum vedem, are un buton cu ajutorul căruia putem să vedem nivelul de încărcare, iar când vine vorba de instalare în încărcător, pur și simplu se introduce așa, el se fixează, iar apoi pentru a-l scoate de acolo trebuie să apăsăm butonul cu ajutorul căruia îl putem demonta și de pe mașină. Aceasta este poziția de instalare și acum circularul este gata să fie pus la treabă. Nu înainte să vorbim despre faptul că aici avem butonul care trebuie apăsat cu degetul arătător pentru a putea porni, însă avem butonul de siguranță care trebuie apăsat cu degetul mare, iar după cum vedem, acesta poate fi apăsat atât din partea stângă cât și din partea dreaptă, deci poate fi folosit cu succes atât de dreptaci cât și de stângaci. Un alt lucru interesant pe care îl putem observa este că atunci când luăm degetul de pe butonul de acționare al motorului, de îndată acesta frânează, se oprește imediat pentru că este echipat cu o frână electrică. Cam acestea sunt informațiile în legătură cu această mașinărie. Probabil că am omis să spunem faptul că are un LED care el rămâne aprins, însă nu l-am folosit. L-am folosit pe durata zilei. Nu l-am văzut în acțiune, nu vă putem spune mare lucru despre el, însă el este prezent, deci ne poate, dacă tăiem în locuri mai întunecate, ne poate veni în ajutor. Cum spuneam, pare de o construcție foarte bună. Ne-a impresionat cu modul ușor de folosit și cu faptul că tăieturile au fost drepte și fine în același timp. Deci și discul este unul de calitate. În continuare o să vă lăsăm cu câteva imagini pe care noi le-am putut surprinde în timpul unui mic proiect pe care probabil în viitorul apropiat o să-l vedeți postat pe canalul nostru de YouTube. Noi sperăm că aceste informații care am reușit să le strângem despre acest subiect să vă fie utile. Iar până data viitoare, când vom aștepta din nou pe canalul nostru, poate și cu alte proiecte interesante, vă dorim toate cele bune, numai bine și pe curând!